Lecția numărul 52, integral din 1 plus radical de 1 minus x pătrat, spre 1 minus radical de 1 minus x pătrat de x. Se face schimbarea de variabile pentru a schimba, pentru a scăpa de radical. Și atunci ce facem? X egal cu semnul de t. Diferențială de x, diferențială de semnul de t. Semnul de t. Deci, să vedem mai departe. Aici. Ia să încercăm metodul mai simplu. Deci de aici se abandonează asta, pentru că este, adică se face, da? Se poate, se poate reba, dar ia să încercăm altă metodă mai simplă. Să vedem. Deci această metodă m-a dus la ceva greoi. Credeam că se poate simplifica ceva, dar n-a mers. S-a dus o funcție, funcția compusă face față simplu, dar este mai greu. Să afla A, B, C, D și A, B, C, E, F, D și G și să integrează în fiecare, că sunt integrale simple.
Deci s-a ajuns el. Dar e mult de calcul și atunci ia să vedem, nu se poate mai simplu. Ia să încercăm. Metoda respectivă a dus la ceva mai complicat, trebuie să vedem metoda a doua. Se rezolva de la unul de cap. Tot așa se face. Eu nu se prevăd toți pașii înainte. E ca începutul o soia, să știe când și ce să facă. Și atunci facem așa. Integral. De unul plus radical, de unul plus expertat. Deci este integral din 2 cu radical 1 minus x pătrat, minus x pătrat, supra x pătrat de x. Deci integrala de 1 minus x, de 2 integral de x pătrat, x pătrat, plus 2 integral de radical 1 minus x pătrat, supra x pătrat de x, minus integral de x, egal cu 2 x la 1 minus 2 plus 1. Supra minus 2 plus 1, minus x, și 2 integral radical de 1 minus x pătrat, supra x pătrat de x. Deci, integrală egal cu minus 2, supra x, că x la minus 1 cu minus, așa, minus x, plus 2 integral de radical de 1 minus x pătrat, supra x pătrat de x. Și aici, egal, minus 2 supra x, minus x plus 2 integral, radical de 1 minus x pătrat, supra x pătrat de x. E, acum se încearcă să se facă ceva la aceasta, să vedem. Expresia totuși este mai blândă în calcule, deci este, deci vedem că diverse procedee te duc, da? Să zic, x egal cu sinul de diferența de sinul. Este T1 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 A sin X.
Deci rezultă că integrarea formativă a termenului suprat, sinus x, minus 2, cotangentul de a, sinus x, minus 2, a, sinus x, societate, deci integrată, bine, cotangentul, să lucrează mai mult și baremul la un concurs este același, nu? Sau atunci când predai. Poți să predai cu o metodă mai grea, o rezolvi și până vii cu această metodă și care te salvează o cronometră și de aici rezultă că e mult mai bună. Matematica cere răbdare, mult timp, mult exercițiu, și creație, creativitate, la procedee, aplici unul, faci altul, să le vezi dinainte.